O familie a cumpărat un cuptor electric de la Auchan, dar la care specificațiile din magazin și de pe site nu se potriveau cu produsul în sine. Ajunși cu produsul acasă, au constatat că ușa, mânerul și butoanele se încingeau exagerat. Ce defecțiune are cuptorul? Acest cuptor se încinge foarte tare. Se încinge ușa, mânerul, panoul frontal și tot mobilierul. Se încinge, dar nu putem să puneți mâna pe mâner? Exact, veți vedea dacă rămâneți pe parcurs că se va încinge acest mâner încât trebuie să iei cu o cârpă, în condițiile în care la raion scria clar că are o siguranță, ușă rece, panou frontal rece, adică toată partea frontală trebuia să fie rece în ideea să nu ne rămână mâna când scoatem produsul. După ce ați constatat că se încingeau toate acestea, ce ați făcut? Păi, după ce am mers la dâns și luni, am fost întâmpinat cu foarte multă ostilitate de către managerul magazinului. Mi s-a spus că nu are ce face cu cuptorul, să-mi iau cuptorul înapoi, să-l duc la reparat. Am fost foarte revoltat din cauza că acest cuptor avea 3 zile, fiind nefolosit absolut nou, să mă duc să-l repar. Mi-au spus că trebuie să sun la garanții, să vină să constate defecțiunea și să mi-l repare. Până la urmă am zis că dacă n-am ce face decât să țin cu un cuptor defect, așa am procedat. Am sunat la garanție, au venit două persoane, au constatat după 3 minute că funcționează în parametrii normali, nestând să vadă că se încinge, deja s-a încins, puteți să puneți mâna. Am făcut reclamație la OPC, am scris către dumneavoastră, am sunat la Gorenie, la reprezentanță, ni s-a spus că de acolo trebuia să se schimbe cuptorul indiferent de problema avută, dacă eu sunt nemulțumit, am timp de 30 de zile să schimb acest cuptor sau să primesc banii înapoi. În schimb, magazinul Auchan nu vrea să facă acest lucru. Deci, pur și simplu, nu vor să schimbe sub nicio formă acest cuptor. Ce motivează? Că nu e bun. Că dacă el funcționează în parametri normali, n-au de ce să schimbe. Și ce să facă că e cu un cuptor... Dar le-am spus, păi cum, dacă e bun... De ce se încinge? De ce se încinge, da. Și OPC-ul ce v-a spus? V-a răspuns la solicitare? Da, mi-au trimis un mail foarte scurt, cum că au fost la magazinul Auchan și au spus de cei de acolo că cuptorul n-are nimic și nu se poate face din partea lor nimic. Adică OPC-ul a verificat doar niște hârtii, nu a văzut să vadă... Da, nu a venit aici să vadă, să constate această problemă, decât pur și simplu prin e-mail electronic. Ce doriți să faceți de acum încolo? Păi doresc să schimb cuptorul dacă se poate, dacă nu voi fi nevoie să-l repar și va fi... Pe banii mei asta? Nu, bănuiesc că garanția o să repare, pentru că e asta urmăresc, să ieșim din cele 30 de zile, să nu mai schimbe cuptorul sau să returneze banii, ci să ni-l repare, pur și simplu să cumpărăm un produs defect. Că asta se va ajunge, acolo se va ajunge. După cele 30 de zile care vor expira, vom repara cuptorul, probabil și vom avea un cuptor reparat, de nou. Exact, 13 milioane sau cât a costat. După demersurile Gazetei de Sud, Auchan a decis să le returneze craiovenilor banii înapoi pe produsul respectiv. Cu toate că nu are o defecțiune tehnică și nici nu a fost vorba de o problemă de informare, am încercat împreună cu clientul să găsim o soluție de înlocuire a produsului. Dar trebuie notat faptul că, în cazul tuturor modelelor de cuptoare încorporate, ușa exterioară se încălzește, a declarat Attila Lenart, director al hipermarketului respectiv. În legea numărul 449/2003, republicată în 2008, se prevede un termen de 2 luni, calculat de la data la care s-a constatat deficiența, în care puteți înștiința vânzătorul în legătură cu lipsa de conformitate a produsului achiziționat. Această măsură se aplică bunurilor achiziționate direct din magazine.